Prin lege, municipiile, indiferent de numărul de locuitori, au repartizate un număr de 21 de mandate pentru funcția de consilier local, iar Deva, care e ședință de județ, beneficiază și de 2 viceprimari care sunt aleși din rândul consilierilor locali. În urma scrutinului de duminică, PSD a câștigat prin Lucian Rus funcția de primar, dar spre deosebire de Consiliul Județean și primăriile Hunedoara și Orăștie, noul primar nu are majoritate în Consiliul Local. Executivul municipiului fiind format din reprezentanții a 7 partide. Astfel, PSD a obținut 7 mandate, PNL doar 4, AUR 3, POT 2, Alianța USR-PMP 2, UDMR 2, Forța Dreptei 1. Pe lista PSD Deva, printre cei 7, figurează ca posibil consilier local Ciprian Roman, director al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, Emil Stoica, managerul Spitalului Județean de Urgență, Ion Bădin, vicepreședintele Consiliului Județean, de menționat că listele tuturor partidelor pot suferi modificări pe parcursul următoarelor luni, deoarece unii candidați se pot retrage, iar în locul lor pot ajunge următorii de pe lista de candidați. Pe lista PNL, următorii, după retragerea lui Florin Oancea anunțată public, sunt doctorul Ioan Petrui, Irinel Faur, director SPIGM Deva și de ieri și președinte interimar al PNL Deva, Florin Ilieș, director al Colegiului Național Decebal, consilier încă în funcție și în actualul mandat, și Traian Berbeceanu, actualul administrator public al municipiului Deva. Surse din mediul politic susțin că liberalii intenționează coagularea în jurul lor a unei opoziții majoritate în Consiliu anti-PSD, astfel încât Irinel Faur sau Traian Berbeceanu să ajungă viceprimar. De la AUR, primul pe lista de consilieri este Gabriel Ionașcu, cel care a candidat și pentru funcția de primar, urmat de Tiberiu Barstan, consilier încă în funcție și în acest mandat, și Emanuel Clej, cunoscut devenilor pentru intervențiile sale ca simplu cetățean în ședințele Consiliului Local. Ana Maria Gavrilă, de la Partidul Oamenilor Tineri, actualmente parlamentar, nu a ajuns primar, dar a prins un loc de consilier local împreună cu unul dintre colegii de partid. Lucian Mara, de la Alianța USR-PMP, n-a reușit nici el să urce pe podium, dar își menține poziția de consilier și în viitorul mandat. Ferdinand Pogăcean, de la UDMR, actualmente unul dintre cei 2 viceprimari ai Devei, mai prinde un mandat în legislativul local. Iar Alin Amititeloae, candidat al partidului Forța Dreptei la primăria Deva, poate face și el parte din viitorul Consiliu Local al reședinței de județ. Reamintim că lista cu numele consilierilor poate suferi modificări pe parcursul următoarelor luni, deoarece unii candidați se pot retrage, iar în locul lor pot ajunge următorii de pe lista de candidați.